Probabil că știi o mulțime de pedepse, de la rămasul după ore până la închisoare, și sunt sigur că ai auzit de vechile metode precum spânzurarea, arderea și uciderea cu pietre. Sunt groaznice, dar de-a lungul istoriei oamenii au venit cu modalități și mai de coșmar de pedepsă, de la a fi ars într-un taur la hrănirea insectelor. Și iată câteva dintre cele mai grave pedepse din istorie, așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Sacul roman. Ai rămas într-un spațiu înghesuit cu cineva de care nu-ți place, ca de exemplu într-un lift cu un coleg enervant. Lucrurile ar fi putut fi mult mai rele, iar colegul enervant ar putea fi un șarpe venenos furios. Poena culei antică romană sau pedeapsa într-un sac înseamnă așezarea victimei într-un sac mare, apoi un câine, o pisică, o maimuță, un cocoș și un șarpe, care de asemenea erau băgați înăuntru, iar sacul în sine cu toți locuitorii era aruncat în râu. Treptat, sacul se umplea cu apă, iar animalele înspăimântate și agresive începeau să se sfâșie unele pe altele, alături de nefericita victimă care s-a întâmplat să fie alături de ele. Animalele aruncate înăuntru diferă în funcție de crimă. De ce să risipiți o maimuță excelentă când puteți adăuga încă un cocoș? Practic, această metodă a fost aplicată celor acuzați de uciderea tatălui, adică uciderea unuia sau a ambelor părinți. Nu știu de ce pentru uciderea părinților trebuia să fie scăldat într-un sac al morții. Nu este prea ironic sau este o pedeapsă adecvată? Voi ce părere aveți? Poate e mai amuzant în latină. Oricum, pedeapsa barbară a demodat în Roma în secolul al III-lea, dar a fost reinstalată de împăratul Justinian cu 200 de ani mai târziu și a fost folosită timp de 400 de ani. Dar acest lucru schimbă deja sensul expresiei pisica în sac. Un scumiere. Dacă ți s-ar spune să navighezi cu o barcă în Persia antică, ai putea crede că ar fi o excursie plăcută cu o farfurie de curmale, dar de fapt te-ar aștepta o pedeapsă dezgustătoare, inventată încă în secolul al V-lea înainte de Hristos. Scafismul, cunoscut și sub numele de bărcile, era o pedeapsă care începea dulce. Victimei i se dădea de băut multă miere și lapte sau prune, dar după aceea lucrurile se înrăutățeau mult. Dacă victima avea noroc, o legau în barcă, dacă avea ghinion, atunci o puneau în barcă și apoi puneau un alt vas răsturnat, astfel încât brațele, picioarele și capul să iasă în afară. Apoi bărcile erau coborâte într-un lac sau mlaștenă și apoi lucrurile luau o întorsătură urâtă. Amestecul de lapte și miere făcându-i în cele din urmă victimei să vomite sau să ușureze intestinele. În plus, ea începea să se deshidrateze, iar conținutul dulce al scurgerii atrăgea rapid insectele. În zilele următoare, victima murea încet de foame, în timp ce trupul ei era devorat de muște, larve și orice alți locuitori teribili ai lacurilor și mlaștinelor. Iar dacă crima era deosebit de gravă, barca era trasă la țărm și bărbatului îi se dădea de băut miere și lapte pentru a prelungi chinul. Plutarh, un scriitor grec, a descris un caz în care un soldat persan a ucis un om nobil și a supraviețuit 17 zile de scafism, dar apoi a murit. Eu care credeam că o oră de stat după lecții era o pedeapsă cruntă. Execuție cu șobolani. Din timpurile vechi, acolo unde oamenii se adunau în număr mare, au apărut șobolani. Locuiau în case gratis, mâncau din tomberoane, resturi delicioase și era corect să îi folosească. Acum șobolanii sunt folosiți ca subiect de testare în cercetarea științifică, dar în urmă cu câteva sute de ani erau folosiți pentru a tortura oamenii. În secolul al XVII-lea, olandezii puneau șobolan pe stomacul unui prizonier și îi acopereau cu o oală sau cu o cușcă specială. Apoi oala o încălzeau și șobolanul, încercând să scape, începea să se îngroape literalmente în corpul prizonierului. Desigur, aceasta nu era singura cale de chin cu ajutorul șobolanilor. Erau multe locuri teribile în Anglia medievală, dar Tower era cel mai rău dintre ele. În renumita închisoare era o temniță specială pentru șobolani în care nu închideau rozătoarele criminale. Când apa râului Tamisa din apropiere se ridica în timpul ploii, alunga șobolanii orașului în această temniță, unde îi speriau și chiar mușcau prizonierii înlănțuiți de zid. Cam în aceeași perioadă, în Germania, șobolanii înfometați îi plasau într-o cușcă care era apoi prinsă în jurul capului victimei. Cred că vă puteți imagina ce făceau șobolanii flămânzi și furioși. Dacă e să alegi între a fi devorat de șobolani sau insecte, cum crezi? Care pedeapsă este mai grea? Dacă șobolanii, dă click pe abonare, iar dacă insectele, like. Gata? Perfect! Ce groază ne așteaptă mai departe? Haide să vedem!
Picătură cu picătură. Să ne îndepărtăm de vătămarea fizică și să vorbim despre tortura psihologică și nu vorbesc despre seria modernă Simpson. Tortura chineză în apă este o formă de pedeapsă și interogatoriu în care mâinile și picioarele unei persoane sunt încătușate și apoi este pusă o găleată cu apă deasupra capului. În partea de jos a găleții era o mică gaură prin care apa picura pe victimă la intervale regulate. Victima era poziționată astfel încât picăturile să cadă pe frunte și alături de vârfurile degetelor. Aceasta este una dintre cele mai sensibile zone. Nu pare chiar atât de greu, dar asta dura săptămâni întregi. Cu timpul, procesul devenea din ce în ce mai înnebunitor pentru că persoana nu se putea gândi sau concentra la altceva decât la picurare. Gândurile deveneau incoerente, alte senzații dispăreau până când rămânea doar o senzație. În unele cazuri, victimei i se spunea că apa conține un venin care corodează treptat creierul, ceea ce agrava sentimentele de anxietate și paranoia. Cel mai probabil, chinezii nu sunt creditați în mod meritat cu inventarea acestei pedepse, deoarece a fost documentată pentru prima dată în Italia. În secolul al XV-lea, Hippolyte of Marselski scria că pedepsa a fost inspirată de faptul că în natură apa distruge încet pietrele. Se crede că l-au numit chinezesc, astfel încât părea exotic și misterios, așa cum toată lumea îl numește acum inteligent. De atunci a fost folosit în întreaga lume, de la războiul civil american până la închizitorii spanioli din secolul al XVI-lea, care au alimentat și forța apă. Dar e bine că pe atunci nu aveau apă gazată. Culoarea albă. Următoarea pedeapsă este tortura albă cunoscută sub numele de groază albă, dar pentru a o înțelege trebuie mai întâi să înțelegeți ce este izolarea. Această formă de pedeapsă des folosită astăzi presupune plasarea prizonierilor într-o celulă mică, fără contact sau activitate umană. În SUA, izolarea este o pedeapsă pentru contravenții, cum ar fi începerea unei bătăi sau pur și simplu a avea o rolă suplimentară de hârtie igienică în celulă. Celulele unice sunt de obicei de 2 pe 3 metri, mai mici decât o mașină standard, iar închisoarea poate dura câteva zile, săptămâni sau chiar luni, ceea ce afectează foarte mult psihicul uman. Deoarece oamenii sunt sociali în mod natural, creierul nostru inventează adesea stimuli atunci când este lipsit de ei. Izolarea prelungită duce la halucinații, paranoia, depresie, coșmaruri, disociere, durere fizică și greață. O persoană care a trăit 23 astfel de zile a spus că într-o noapte am auzit un țipăt în depărtare și apoi mi-am dat seama că sunt eu. Este greu de imaginat, dar există o versiune și mai brutală a izolării, groaza albă. Prizonierul este plasat într-o celulă albă aprins, curată, totul în cameră este alb și nu reflectă lumină, de la pat până la vasul de toaletă și chiar și hainele prizonierului. Luminile strălucitoare sunt poziționate pentru a elimina cât mai multe umbre posibil și pentru a face persoana să se simtă ca și cum ar fi într-un gol alb. Chiar și în timp ce mănâncă, este imposibil să evite albul omniprezent. Orezul alb este dat în boluri albe care sunt împinse în liniște printr-o gaură dintr-o ușă albă și mâncarea este dată întotdeauna în ore diferite, astfel încât persoana să nu înțeleagă cât timp a trecut de la începutul închiderii. Într-o celulă albă este greu de știut dacă au trecut zile sau săptămâni de la ultima conversație, iar tăcerea este o altă parte teribilă a pedepsei. Prizonierul poate comunica cu gardienii doar strecurând hârtii albe sub ușă, dar și atunci paznicii trebuie să poarte pantaloni moi care să nu scoată niciun sunet în timpul mersului. Ca urmare a tuturor acestor lucruri, persoana nu aude și nu simte nimic, cu excepția activității creierului său, care degradează destul de rapid. 15 minute în celula albă duce deja la paranoia și anhedonia, incapacitatea de a simți fericirea. Cel mai probabil, această tortură a fost inventată de CIA în anii 1970 și folosită împotriva Vietcongului, dar Iranul încă o folosește acum și o persoană a spus. După 3 zile mi-a fost sete de cuvinte, orice, chiar și un cuvânt urât, chiar și o interogare. Având în vedere că nu mă pot opri să mă holbez la telefon timp de 5 minute, aș fi renunțat incredibil de repede. Moartea de la pene. Dacă te-ai uitat la desene animate vechi, atunci probabil că ai văzut pedeapsa cu gudron și pene. Victima era unsă cu rășină fierbinte și apoi era aruncat pe un sac cu pene, ceea ce o făcea să arate ca o găină ureașă. Această pedeapsă a fost folosită pentru prima dată în secolul al XII-lea de către capitanii de mare împotriva hoților din marina engleză. Mai târziu, în anii 1760, americanii și-au mintit-o și a devenit o formă preferată de linșaj folosită împotriva
celor cărora dintr-un motiv sau altul nu le plăcea societatea. Spre deosebire de pedepsele anterioare, aceasta nu a avut ca scop uciderea victimei, ci doar a vrut să umelească persoana respectivă. Rășina de pin era adesea folosită din cauza punctului său de topire scăzut de 54 de grade, ceea ce înseamnă că devenea lipicioasă cu mult înainte de a deveni ridicol de fierbinte, dar lăsa totuși arsuri sau vezicule. Aceste vezicule amenințau cu infecția și probleme mai grave pe viitor, dar serveau și ca semn că persoana respectivă a fost pedepsită când era eliberată. Această pedeapsă se petrecea adesea în piața principală și apoi victima era escortată pe străzile unde mulțimile de privitori locali râdeau de ea. Fără de legea, umilirea și durerea erau scopurile finale ale acestei pedepse ciudate, deși a demodat ca metodă oficială de pedeapsă, s-a dovedit că linșajul uman nu era atât de ușor de limitat. În America se vorbea despre bărbații care au refuzat să slujească în primul război mondial și au fost acoperiți cu pene. Pedeapsa barbară a apărut chiar recent, în 2007, în Irlanda, când un traficant de droguri a fost legat de un țăruș și mânjit cu gudron și pene. Eu mai bine să nu încalc legea, deoarece mereu arăt rău în jachetă de puf. Taurul fierbinte. Dacă ați călătorit cu transportul comun în căldură, vă puteți imagina cum era această pedeapsă. Regele Phalaris a condus Sicilia actuală între 570 și 554 înainte de Hristos și a fost renumit pentru cruzimea și posibil canibalism. Conform legendei, a vrut să creeze un nou instrument teribil de tortură. Pentru aceasta, a găsit singura persoană din oraș care era mai rea decât el, inventatorul balustradei, și a creat un taur de cupru. Era o statuie a unui taur cu o cavitate mare încăpătoare. Victima era strânsă în interiorul acestei statui de aramă întunecată și apoi se aprindea focul sub ea. Pe măsură ce corpul se încălzea, omul se prăjea de viu înăuntru. Dacă acest lucru încă nu te convinge că Perleiul era un adevărat sadic, ia în considerare că nările taurului erau legate de cavitate. Adică atunci când persoana era chinuită de sete, strigătele lui veneau prin nări, semănând cu sunetele pe care le scoate un taur furios. Chiar și Phalaris, faimosul tiran crud, s-a uitat la această armă și a spus: aceasta este deja oarecum prea mult. Ca pedeapsă pentru că a făcut ceea ce i s-a ordonat, Phalaris a pus inventatorul în propria creație și a aprins focul sub statuie. După ce a râs mult, regele l-a eliberat, asigurându-l probabil că este doar o glumă inofensivă, dar răzgândindu-se de nou, Phalaris l-a aruncat pe inventator de pe stâncă. Aceasta este o inconștiență și, potrivit unor povești, Phalaris a fost mai târziu ars de viu în același taur de cupru când a început revolta. Așa că asta să fie o lecție pentru toți: dacă inventezi o metodă groaznică de execuție, nu te mira dacă va fi folosită împotriva ta. Elefantul nu iartă. Mie personal îmi pare rău pentru elefanții, ei doresc doar să se relaxeze lângă o sursă de apă cu tovarășii lor, dar pentru că sunt animale atât de masive și ciudate, au fost folosite pentru orice, de la acte de circ până la arme militare și chiar execuții. Cea mai faimoasă versiune a folosirii elefanților pentru pedeapsă a apărut în India medievală și a fost numită acolo Gunga Rao. Având în vedere că un elefant asiatic întărește de obicei aproximativ 4.000 de kilograme, cât 9 piane, se poate ghici cu ușurință cum se ucide o persoană cu ajutorul lor. Pentru Gunga Rao, capul persoanei era așezat pe un suport de lemn, iar apoi era îndreptat încet spre el un elefant care îi zdrobea capul cu picioarele sale ureașe. Gunga Rao era o metodă foarte populară de execuție și era folosit pentru orice, de la furt până la neplata taxelor. Poate de aceea i-a impresionat foarte mult pe călătorii în India. Deși execuțiile cu ajutorul elefanților existau în antichitate, a fost folosit în Roma antică, Cartagina, Macedonia și imediat după moartea lui Alexandru cel Mare. Regentul macedonean Perdica a comandat zeci de rebeli să fie călcați în picioare de elefanți. Acest mod de a zdrobi adversarii a fost teribil de eficient, dar au existat și alte pedepse mai creative cu ajutorul elefanților din întreaga lume. În Thailanda aruncau victimele ca niște păpuși de cârpă cu trompele lor puternice, în timp ce în Sri Lanka împungeau oamenii cu colții lor. Călătorul marocan Ibn Battuta a scris despre cazul Gunga Rao, în care elefanții purtau unelte speciale ascuțite pe picioare și colți pentru a înrăutăți și mai mult execuția, care în opinia mea este deja prea mult.
punctul de fierbere. Lucrurile se încălzesc pentru că vom vorbi despre fierberea de viu. Da, de când oamenii și-au dat seama că pot fierbe morcov pentru a-i face moi, tiranii au făcut același lucru cu oamenii. Mențiunea anterioară a unei astfel de fierberi se referă la Nero în Roma antică, iar victimele erau în mare parte creștini, iar în secolul al XVI-lea regele Henric al VIII-lea al Angliei a declarat otrăvirea criminalului pedepsit cu fierberea. Legea a fost introdusă pentru că lui Henric probabil îi era frică de otrăvire și, ei bine, uită-te la el, evident că îi plăcea să mănânce. La scurt timp după moartea sa, Edward al VI-lea a interzis fierberea, realizând că evul mediu se termină și că era timpul să amâne execuțiile crude. Cât de crud era, moartea în acest caz venea treptat începând de la membre, deoarece brațele și picioarele sunt părțile cele mai expuse ale corpului cu multe terminații nervoase, iar durerea începe în degete și se mișcă spre interior. După aceea, pielea, mușchii și grăsimea se înmuiau și se lichefiau de la căldură, contopindu-se cu hainele, apoi căldura distrugea organele din interior și, de asemenea, pielea umană din exterior. Cel mai probabil că condamnatul devenea orb destul de repede și, prin urmare, simțea durere fără să vadă nimic. Iar dacă era coborât în apă deja clocotită, creierul îi fierbea repede în cap, ceea ce era chiar melos. Dacă persoana era pusă în apă încălzită, corpul încerca să se adapteze la schimbare de temperatură, ceea ce întârzia procesul și devenea și mai dureros. Călăii cunoscători puteau prelungi execuția pentru câteva minute sau ore și persoana rămânea conștientă. Poate acum îți va fi milă de homarii din magazine. Din fericire, acum această pedeapsă nu se aplică nicăieri în lume, deși oamenii sunt încă fierți accidental până la moarte, în izvoarele termale și accidentele de conductă, așa că acest lucru nu este chiar în trecut. Destinat. Următoarea poveste este legată de iconoclasm și nu sunt pictogramele de pe desktop cu grupul metal, este distrugerea imaginilor, textelor și monumentelor religioase. Iar în jurul anului 720 a năvălit și în Imperiul Bizantin. Se zicea că a doua poruncă a Bibliei este interzicerea și închinarea la imagini și idoli, acest principiu fiind acum respectat în iudaism și islam, alte două religii avramice. Dar la vremea aceea nu toți creștinii erau de acord cu iconoclaștii. Doi astfel de adversari erau frații Teofan și Teodor, care nu se temeau să-și exprime gândurile. Ei au avut chiar o întâlnire cu împăratul Leon al V-lea în jurul anului 810 și au cerut să nu se amestece în treburile bisericii. Cât de straniu nu ar suna, dar a luat-o de bine și i-a condamnat pe ambii frați la exil pe o mică insulă. Când Leon a fost ucis în anul 820 și frații și-au recâștigat libertatea, s-au trezit curând în fața noului împărat, de data aceasta în fața lui Teofil, care, după cum s-a dovedit, era chiar mai rău decât Leon. Teofil i-a condamnat pe frați la 2 zile de tortură, timp în care versete calomenoase au fost scrise pe fruntea lor cu ace înroșite. Frații nu au acceptat iconoclasmul și Teodor a murit în cele de urmă în închisoare, dar Teofan a fost alungat și a devenit episcop doar când venirea icoanelor a fost permisă de nou. Pentru suferința lor, frații au devenit ulterior sfinți, primind numele scrise, dar imaginile lor apar în arta religioasă multe secole mai târziu. Oare cum ar fi reacționat ei la acest lucru? Dar cred că răspunsul ar fi scris pe fețele lor. Mișcarea calului. Iată ce te va calma. Se dovedește că multe instrumente teribile de tortură din evul mediu sunt un fals. Muzeele și mașiniștii au început să creeze aceste dispozitive în secolul al XVIII-lea, ceea ce a impresionat rapid publicul. Prin urmare, dispozitivele celebre precum fecioara de fier sau para sunt doar curiozități și nu adevărate instrumente de tortură. Te-ai calmat, atunci e bine, iar următoarea armă este deja reală. În fața ta se află un cal de lemn sau un cal olandez sau un măgar spaniol. După cum ai putea ghici din diferite denumiri, calul a fost răspândit în toată Europa medievală. Dispozitivul constă într-o grindă lungă de formă pătrată susținută de mai multe picioare. Unul dintre colțurile grinzii era ridicat și nefericita victimă era nevoită să stea pe el ca pe un cal. Apoi colțurile intrau neplăcut în zonele intime ale persoanei și de asemenea în părțile laterale ale picioarelor. În plus, în unele cazuri era legată o greutate de picioare pentru a coborî victima în jos. Colțurile grinzii puteau fi destul de ascuțite, dar în orice caz nu contează, deoarece persoana era forțată să stea pe cal timp de mai multe ore sau chiar zile. Pedeapsa nu era letală, ci foarte dureroasă și oprea fluxul de sânge la picioare, ceea ce ar putea șchioldi persoana. În unele cazuri, calul de lemn avea cap și coadă la capete și erau făcute lungi pentru a se potrivi mai multor persoane. Judas Cradle era o versiune mai personalizată și avea un vârf mare pe scaun. Asta da, o adevărată durere în fund. În ciuda brutalității
sale, calul de lemn a fost folosit în timpul războiului de Revoluție Americană. George Washington însuși a susținut că aceasta este o modalitate excelentă de a obține informații. Întuneric complet. Dacă ești ca mine, probabil te-ai întors pe canapea după o singură ghemuire. Acest exercițiu este deja nasol, dar cum este să-l faci timp de multe ori într-un întuneric complet? Se desfășoară într-o celulă întunecată. Metodele de pedeapsă și interogatoriu folosite de CIA în timpul războiului împotriva terorismului. Fostul agent al CIA, Busy Krongard și chiar Barack Obama au recunoscut că tortura este folosită în SUA, dar unii o numesc interogatoriu îmbunătățit. Camera întunecată este atât de mică încât doar ghemuit în cap în ea. Amintiți-vă cât de inumană era izolarea de lume, dar celula întunecată este cea mai brutală versiune, deoarece persoana este închisă într-un spațiu foarte întunecat și înghesuit. Pentru a provoca stres în interior, includ uneori sunetele stridente ale copiilor care plâng. În 2015, o jurnalistă BBC a acceptat să stea în celula întunecată, dar în mai puțin de 15 minute a renunțat. Oamenii mai puțin norocoși stăteau într-o cutie de mai puțin de 0,5 metri lățime și 75 de centimetri adâncime, care este mai mică decât multe curți pentru câini, și apoi le prezentau în desene. Unii au petrecut acolo 250 de ore, adică mai mult de 10 zile. Într-un caz teribil, s-a dovedit că victimei îi era foarte frică de insecte, așa că au fost aruncați gândaci vii în cutie, care se târau peste nefericitul corp timp de câteva ore. Nu m-am gândit niciodată că o să spun asta, dar să fii fier de viu nu pare atât de rău. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care tortură v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la im!